Să nu uit, trebuie când îmi vine, te duci la pipi, da. Trebuie să spui, să înregistrezi, altfel fuge. Flash-urile care îți vin în viteză, să zicem, ți-a spus ceva. E în coridorul întunecat. Coridorul întunecat nu e neapărat atunci când e zilele alea sau săptămâna aia sau 2 săptămâni sau cât e, astrologic vorbind sau zic cum vrei. E atunci când e pregătit organismul și intră în așa ceva. Tu idee poți să nu ai. Ok, acum se întâmplă așa ceva, spațiu, că e așa sau nu e, ca și coridor, să zicem, da? Îți vin flash-urile, îți vin frânturile și tu în relație, să zicem, cum contează rude, vecini, prieteni, colegi, cu cineva cu cine nu se întâmplă sau nu s-a mai întâmplat. La început era ok, după aia, da? Și îți vin secvențe, frânturi. Alea-s bumeranguri. Înțelegi? De gândeai, dar cum e, dar ce, dar ce-i vine, dar cum e, că nu-i, că... ala-i. Ți-a spus ceva. Durerea a fost nemaipomenită. Omul și-a dat seama, nu și-a dat seama, o ia în freză. Tu, când ai spus cuiva sau te-ai purtat într-un fel, te-ai gândit, nu te-ai gândit, ai luat-o în freză. Înțelegi cum merge? Ok. Tot ce ai simțit în clipa aia, când energetic te-a trăsnit, așa. Și acum, referitor la pește, se făceau tot felul de chestii cu mâncând pește și pește din ăla gustos, da? Și simți energetic. Ai să simți. Dacă n-ai să simți, nu contează. Acolo e. Când mănânci pește, ceva gustos și îți faci și așa, ai să simți în organism. Parcă vrea, da? E ceva ce s-a aruncat pe tine și acum scoțând peștele ăsta, să zicem, de pe foc sau mâncând sau așa, sau din conservă, nu contează, spui, uite acum, îți dau să mănânci, uite acum, ieși afară, mănâncă din așa ceva și du-te înapoi la stăpânul tău de unde ai venit. E simplu, e frumos, distrează-te, drum bun.